Da, sunt și eu live, sunteți și dumneavoastră. Bună seara tuturor, Mihai Neamț este numele meu, fondator al acestui proiect, Clubul Marilor Cărți. Mă bucur în mod deosebit să vă spun bine ați venit celor care vă aflați pentru prima oară alături de noi. Da, Bineînțeles, sunt și eu live, sunteți și dumneavoastră. există Bună seara tuturor, câteva Mihai Neamț provocări. este numele. Bun, deci suntem live pe YouTube, așa cum ați putut observa, și spuneam că unii dintre dumneavoastră vă aflați pentru prima oară la o asemenea întâlnire și de aceea îmi face o plăcere deosebită să vă spun câte ceva, nu numai despre invitații noștri, cât și despre formatul acestor dialoguri. Scopul lor este unul diferit de scopul divertismentului cu care, în general, ecranul ne obișnuiește. Scopul acestui club este eminamente formativ și ne-am propus ca în fiecare lună să citim patru cărți, o carte pe săptămână, cărți fundamentale, care în mod deosebit în cadrul acestei comunități au ceva de a face cu intersecția remarcabilă, polemică în această seară, între Roma și Ierusalim, adică între civilizația iudeo-creștină pe de o parte și civilizația europeană, romană, greco-romană pe de altă parte. În această seară însă, pentru că vin sărbătorile pascale, ne deschidem către un public mai larg. Facem acest cadou, cum am făcut și ieri seară, publicului care este interesat de o conversație fundamentală despre drama lui Iisus Hristos, despre reacția instituțională la toate aceste întâmplări care s-au precipitat dinspre seara zilei de joi până la miezul zilei de vineri și care au condus la crucificarea celui pe care 1 miliard de oameni îl recunosc ca Mântuitor, Mesia și uns al lui Dumnezeu, fiu al lui Dumnezeu. Vom vorbi deci despre o incredibilă întâmplare, aș spune în ghilimele, a istoriei, care până la urmă a avut ca finalitate nașterea unei uriașe comunități de oameni credincioși, peste, repet, 1 miliard, se revendică de la acest eveniment. Pentru că imperiile se nasc și mor, dar iată această credință pe care unii dintre noi o împărtășim deschis în Iisus Hristos se încăpățânează să nu moară, cred că dialogul din această seară va avea și o conotație spirituală profundă. Suntem în săptămâna mare, care este mare dacă discutăm marile teme. Suntem într-o săptămână mare, care este mare dacă ne invită la măreție. Și suntem în săptămâna în care putem să ne punem întrebări foarte personale, existențiale, despre scopul vieții, despre sensul existenței noastre pe acest pământ, despre marile virtuți care includ și fidelitatea, și loialitatea, și dragostea, să nu uităm, sau despre marile capcane, ispite, tentații ale veacului, care evident nu au ocolit chiar și conclavul apostolilor sau ucenicii cei mai apropiați ai lui Iisus Hristos. Pentru a discuta despre procesul lui Iisus, despre aspectele juridice, dar și cele teologice, în această seară am invitat-o pe o distinsă profesoară a corpului de dascăl din Universitatea de Vest Timișoara, o doamnă avocat și o prietenă, îndrăznesc să spun în plan foarte personal, doamna Lavinia Tec. Bună seara! Trebuie să vă activăm și microfonul ca să nu credeți că aici cenzura e la fel de drastică ca în alte locuri. Bună Bună seara! seara, bună seara Mihai, bună seara tuturor invitaților. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur că pot să fiu alături de voi în această seară și să-mi aduc așa un pic contribuția la clarificarea unor aspecte, să spunem, privind procesul lui Hristos. Sunt multe de lămurit. Tocmai aceste mistere poate că ne mențin nouă vie dorința aceasta de a face cercetări. Sunt multe de spus și o să ni le spui pe rând, de altfel vei avea privilegiul să deschizi tu această seară. Două vorbe despre formatul întâlnirii noastre, doamnelor și domnilor, cei care ne urmăriți deja pe YouTube, deja sunteți obișnuiți oarecum cu acest format. E vorba de o primă oră dedicată expunerii problemei și apoi vom avea de la ora 19 la 19:15 un timp pentru Q&A. Întrebările însă sunt puse doar de către membrii Clubului Marilor Cărți și după ora 19:15
Vom fi bucuroși să vă invităm să continuați cu noi conversația pe platforma Zoom. După ora 19:15, transmisiunea YouTube se va încheia, înregistrarea va fi disponibilă doar pentru membrii clubului și evident încercăm să nu depășim cu mult ora 20 pentru că respectăm timpul fiecăruia și în același timp înțelegem că e o perioadă specială pentru familiile noastre în care pregătirea pentru Paște implică o prezență, aș spune, ubicuă în casă, în viețile noastre profesionale și așa mai departe. Părintele profesor Stelian Tofană, cred că ni s-a alăturat și dacă ni s-a alăturat, îi spun bună seara, dacă nu înseamnă că mai are doar câteva mici chestiuni tehnice de lămurit pentru a fi alături de noi. În orice caz, domnia sa mi-a confirmat că este în fața calculatorului și se va alătura nouă în doar câteva minute. Aș vrea să spun un lucru foarte important pentru introducerea acestei discuții în plan filozofic, Lavinia, dacă îmi dai voie. Moartea lui Isus a avut loc într-un context politic special, la câțiva ani după trecerea semnificativă, aș zice eu, de la regimul republican, care implica o anumită limitare a puterii, bineînțeles, statale, la regimul, până la urmă, imperial. Acest lucru s-a întâmplat în istoria romană printr-o altă crimă. Crima nu s-a produs împotriva unui lider religios, ci împotriva unui lider politic. El s-a numit Iulius Cezar. De altfel, îi datorăm lui Iulius Cezar inclusiv prezența lunii iulie în calendarul nostru foarte european. Deci, aș spune că această pantă pe care a alunecat proiectul politic roman trebuie sesizată corect, pentru că în 15 martie anul 43 înainte de Hristos, deci doar cu câțiva zeci de ani înainte de nașterea Mântuitorului, cel care a fost un mare comandant militar, care a bătut pe cei din Galia și care a avut nenumărate succese împotriva triburilor germanice, Iulius Cezar s-a declarat pe sine dictator perpetuo. Mai întâi a fost dictator pentru 10 ani, apoi a vrut să fie dictator pentru toată viața. Momentul acela declanșează reacția republicanilor, a lui Brutus în special și nu numai a lui, care conspiră împotriva lui Iulius Cezar și care nu reușesc însă să oprească acest declin. Deși Iulius Cezar moare, prin Augustus, urmașul său, Imperiul se naște. Și lucrul ăsta este semnificativ. Imperiul se extinde atât de mult, atât de brutal, atât de ireversibil, încât el cuprinde la un moment dat, mai târziu, cel puțin sub Traian, și această provincie Iudeea și provincia care a dat naștere până la poporul român, Dacia. E foarte interesant, deci, să vorbim despre cea mai mare putere politică a acelui moment, despre o construcție care părea să dureze veșnic, care își proiecta în orice caz veșnicia și care avea în centrul ei cultul împăratului, nu al lui Mesia, nu al lui Dumnezeu, ci mai ales cultul împăratului, o tradiție orientală pe care mai ales Nero a încercat să o fixeze în inima Romei. Deci, vorbim despre un proiect politic care ajunge de la o viziune sobră asupra puterii, care presupunea limitarea acestei puteri și exercitarea ei în niște termeni constituționali, la un exercițiu nelimitat, aș spune chiar desfrânat, al puterii în perioada imperială. În acest moment, în acest context, în zilele lui Augustus, se naște un Isus din Nazaret, care duce o viață smerită, care duce o viață aparent irelevantă, care niciodată nu își propune să atace centrul politic într-un fel sau altul, care nu ține discursuri împotriva ocupanților, ci mai degrabă critică fariseismul, duplicitatea și corupția sistemului religios din templul lui Solomon mai degrabă, sau din orice caz templul iudaic din Ierusalim. Și la un moment dat, ceva grav se petrece și Isus intră în vizorul puterii romane. Foarte probabil, dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, moartea lui Isus ar fi putut fi evitată. Dacă puterea seculară nu l-ar fi luat pe Isus Hristos ca țintă a unei represiuni, chiar dacă scurtă și brutală,
dar extrem de eficientă, probabil că Iisus Hristos ar fi avut o altă soartă, ca să zicem așa. Și de aceea mă îndrept acum spre Lavinia Tech, spre profesoara Lavinia Tech și o întreb dacă ne poate spune la început, să ne ia ușor, ca să zic așa, cum anume dreptul roman se înșurubează în acest sistem politic pe care cei care conduceau Iudea îl elaboraseră cu multe sute de ani înainte. Nu-i așa? Republica Romană are 400 de ani vechime și deja Imperiul pe vremea lui Isus avea câteva decade, câteva decenii vechime. Cum anume dreptul roman, repet, se înșurubează în sistemul de putere pe care romanii l-au construit? În primul rând, aș vrea să spun următorul lucru, pornind de la introducerea ta. Ai făcut referire la Imperiul Roman. Iată, Imperiul Roman care apare foarte interesant în visul lui Nebucadnețar, interpretat de Daniel, apropo de cultul împăratului. Și a doua chestiune, legată tot de partea ta introductivă, este de fapt o întrebare la care probabil că încercăm să răspundem până la sfârșitul acestei întâlniri. Cine l-a ucis pe Isus? Atena, Roma, Ierusalim? Pentru că vorbeai de civilizația iudeo-creștină, vorbim de pilonii civilizației occidentale și întrebarea rămâne. Atena, Roma, Ierusalim. Acum, în contextul în care ai făcut tu introducerea, trebuie să știm că în provincia Iudeea guverna Pilat, Pilat care este o figură foarte interesantă. Are jurisdicție civilă, penală, politică. O să vedem că este în conflict cu autoritățile religioase iudaice. Pilat este practic intermediarul între împărat și cei aflați în provincia pe care l-o guverna, în Iudeea. Era cel care făcea legătura și cel care trebuia să aplice, pe de o parte, dreptul roman în această provincie, pentru că, nu-i așa, Roma era cea care cucerise provincia respectivă, dar în același timp, el era obligat să respecte toleranța religioasă care era impusă de Roma în întregul său imperiu. Suntem într-o perioadă în care toleranța religioasă impusă de Roma mergea până acolo încât orice religie încerca să cumva să agreseze sau să atace sau să intre în conflict sau să suprime o altă religie, ei bine, în acel moment, autoritățile romane puteau să intervină și puteau să-i sancționeze pe adepții acelei religii. Asta se întâmplă în perioada în care Isus deja este considerat un pericol pentru evrei, dar de asemenea și pentru puterea romană. De ce? Pentru că în acea perioadă creștinismul, de fapt adepții lui Isus, da, păreau să fie agresivi. Religia care se închega atunci părea să fie o religie agresivă pentru Roma. De ce? Gândiți-vă, în Roma atunci era practic predomina politeismul. Ei bine, creștinismul sau adepții lui Isus, Isus, da, spunea că este vorba despre un singur Dumnezeu. Și deja conflictul între creștinism, între iudaism și Imperiul Roman sau puterea romană. Lavinia, intervin foarte scurt, știi că sunt de neoprit uneori cu aceste precizări. Eu nu cred că era neapărat o religie incipientă, agresivă, ci subversivă. Creștinismul era mai degrabă subversiv, nu agresiv, față de Roma, pentru că uzurpa temeiurile filozofice, morale și chiar religioase ale proiectului roman.
Da, sunt de acord cu tine. Probabil că subversiv ar trebui să folosim și nu cuvântul sau nu termenul agresiv, însă în condițiile în care, practic, Isus susținea, da, că în fața fariseilor, și aș vrea să citesc un picuț când o să ajungem la înfățișarea lui în fața Sinedriului, Isus a început să-i atace pe iudei, de fapt, pe farisei și saducei, cu privire la învățăturile și la faptele și actele pe care ei le comiteau. Acesta este, practic, ciocnirea între ceea ce susține Isus, da? Dezvăluie, de fapt, toată nesupunerea lor față de legea pe care ei pretindeau să o aplice sau să o respecte cei aflați în Iudeea și ceea ce făceau ei în realitate. Ei bine, dacă ne ducem cumva înspre zona aceasta a procesului, cum a început procesul lui Isus Hristos, vreau să vă spun în primul rând că în Evanghelie nu găsim termenul de proces și nu găsim termenul de decizie, de judecător. Nu găsim acești termeni. Acești termeni apar bine surprinși mult mai târziu. Probabil că, din câte am citit, din câte m-am documentat, Sfântul Ambrozie este cel care pentru prima dată vorbește despre procesul lui Pilat și judecătorul Pilat. Cumva Ambrozie face un proces judecătorului Pilat. Deci, nu avem un proces veritabil consemnat în Evanghelie din punctul de vedere al terminologiei juridice. Avem înfățișări, avem verdicte, dar o să vedem că, în realitate, o analiză atentă a Evangheliilor arată sau conduce la concluzia că avem de-a face cu legea mozaică, legea talmudică, dacă vorbim de procesul religios sau procesele religioase, și, pe de altă parte, avem de-a face cu aplicarea sau cu legea romană și aplicarea dreptului roman. Deci, jurisdicție romană, pe de-o parte, și, pe de altă parte, proces religios. Aș vrea să trec un picuț în revistă personajele care au făcut parte din tot ceea ce înseamnă juriu sau jurați sau judecători. De ce? Este important să vedem un picuț istoria fiecăruia, personalitatea fiecăruia, pentru că acestea își pun amprenta asupra întregului proces al lui Iisus Hristos. Îl avem pe Irod Antipa, guvernatorul provinciei Galileea. Rețineți, vă rog, că Galileea este provincia în care începe să se săvârșească primul act material al lui Iisus Hristos, și anume o minune, transformarea apei în vin la nunta din Cana Galilei. Acest Irod Antipa este fiul lui Irod cel Mare, autointitulat regele iudeilor. Este un guvernator extrem de crud. Sub domnia lui au fost cumva executați zilnic oameni. Despotismul lui este bine cunoscut, este consemnat în istorie, ajunge să-și stranguleze soția, soacra. El este un lider playboy, iarăși renumit în vremea sa și în regiunea în care trăia. Și să nu uităm că Ioan Botezătorul a fost cel care i-a contestat moralitatea, având în vedere că a intrat într-o relație cu cumnata sa, soția fratelui său. Și foarte interesant, probabil că știți că soția sau amanta, da, și-a folosit fica și s-a ajuns la decapitarea lui Ioan Botezătorul.
cu ajutorul Salomei. Bun, Salomei, care foarte interesant, nu știm dacă este real sau nu, apare la un moment dat, da, la mormântul lui Iisus Hristos. Este una dintre femeile care apare la mormânt. Bun, acest Irod este fratele lui Arhelau, care guverna la un moment dat Iudeea. Ulterior, când Arhelau este înlăturat, ajunge să fie guvernator acolo Pilat. Cine este Pilat? Pilat este guvernatorul Romei în, sau guvernatorul roman în Iudeea, vă spuneam, cu jurisdicție civilă, penală, politică. Este căsătorit cu Claudia, Claudia Procula, fiica împăratului Tiberius din acea vreme. Soția lui Tiberius, respectiv mama Claudiei, este Iulia, o femeie a cărei moralitate era îndoielnică. Pare să că din cauza relațiilor extraconjugale, a unui comportament sexual deviant, Tiberius a început să sufere enorm, atât de tare a fost afectat de aceste conflicte cu soția lui, de o căsnicie eșuată, încât el a ajuns, pare să înnebunească, să sufere de o anumită patologie. Acum, din câte știm, și Tiberius a avut probleme din perspectiva aceasta a comportamentului său sexual, a moralității. Deci un om extrem de corupt. Pilat ajunge în această demnitate, în această funcție, pare să cu ajutorul soției lui. Și câteva izvoare ulterior arată că el era informatorul periodic al lui Tiberius despre tot ceea ce se întâmpla în Iudeea. La un moment dat, în istorie, este consemnat un raport pe care Pilat l-ar fi dat lui Tiberius despre procesul și moartea lui Iisus Hristos. Pilat, la un moment dat, pare să că, de ce tot folosesc pare să, pentru că eu nu am certitudinea, doar am citit, am cules informații, a fost condamnat, de fapt a fost exilat și judecat, condamnat pentru că ar fi executat peregrini samariteni, în contextul în care vă spuneam că regula era toleranța religioasă în Imperiul Roman în acea perioadă. Ei bine, iată, iarăși o altă legătură, samaritenii. Revoluția din Samaria s-a produs în urma întâlnirii lui Iisus Hristos cu acea samariteancă. Probabil că știți în Evanghelie acea întâlnire care îi se datorează cumva creștinismul în zona Samariei. Deci Pilat ajunge să ucidă, să execute peregrini samariteni și pentru aceasta el este judecat, dar se sinucide. De fapt, nu ajunge să fie decapitat, nu ajunge să fie crucificat, el se sinucide. Ana este, cred că ați vorbit ieri despre Ana și Caiafa. Ana este fost mare șef al Sinedriului, un om care influența Sinedriul, el a condus vreo 25 de ani Sinedriul, după care au la conducerea Sinedriului au ajuns pe rând fiii și ginerii lui. Un comerciant, de ce spun asta? Pentru că în templu, cabinele care, în care se produceau sacrificii, se aduceau ca jertfă animale, păsări, cabinele acelea erau proprietatea lui Ana și a familiei lui. Apoi, casele de schimb valutar din templu erau proprietatea lui Ana și a familiei lui. Și să nu uităm de ce este important acest amănunt, pentru că atunci când Iisus intră în Ierusalim, la Florii, da? Tocmai am celebrat Floriile, Iisus se duce în templu și este revoltat de mercantilismul care există acolo, este revoltat de tot ceea ce fac negustorii în acel templu, într-un loc sacru,
se face comerț. Comerț cu ce? Comerț cu iertarea păcatelor. Da? Pentru că, potrivit învățăturii de atunci, jertfa cu animale, cu sacrificiul unui animal, era cel care asigura iertarea păcatelor. Ei bine, primul conflict major între membrii Sinedriului și Iisus Hristos se produce atunci când el intră în templu și, revoltat fiind, răstoarnă toate mesele. Deci intră cumva în conflict, în special cu Ana. Caiafa este marele preot în perioada în care Iisus este prins, cercetat, judecat, condamnat. Caiafa este ginerele lui Ana, conduce Sinediul vreo 18-19 ani și din Evanghelii rezultă că el este cel care a pus la cale acuzația de blasfemie. Când a pus la cale această acuzație, episodul este consemnat în Evanghelii, atunci când are loc învierea lui Lazar în Betania. Erau deja prea multe vindecări, prea multe minuni și Caiafa pune la cale această acuzație de blasfemie, pe care noi nu vom găsi niciodată sub forma unei plângeri, da? Un act procedural. Sigur că aici sunt discuții dacă el este și cel care a dat sau nu verdictul, o să vedem un picuț mai târziu. Sinedriul era alcătuit 80% din Saducei, elita care era atașată cumva filozofiei, era atașată de filozofia greacă, și 20%, practic erau intelectuali, și 20% erau farisei, experții în legea mozaică. Unul dintre experții în legea mozaică, renumit, este Nicodim. Și cred că el este cel care l-a întrebat la un moment dat pe Isus despre nașterea din nou, cum este posibil să te naști din nou. De acolo probabil că s-a și legat deja o prietenie între Nicodim și Isus, și Nicodim, expertul în legea mozaică, începe să aibă întrebări, să-și pună întrebări cu privire la legea pe care el o știa atât de bine. Știm că un astfel de lucru se întâmplă cu Saul din Tars, cel care a fost școlit de renumitul expert în legea mozaică Gamaliel, care, după convertire, studiază tot ce a studiat cu Gamaliel, dar din altă perspectivă, din perspectiva luminii pe care a primit-o odată cu întâlnirea aceasta cu revelația pe drumul Damascului. Bun, cam acestea sunt personajele. Care personajele principale, organul principal, da, dacă stau să mă gândesc la Sinedriu, implicați în ceea ce urmează procesul lui Hristos. Lavinia, doar puțin să fac o mică mențiune. Ne bucurăm pentru această introducere densă, foarte adâncă, ca întotdeauna. Am vrut să te laud, știi, n-am apucat. Am vrut să spun câte ceva despre Lavinia Tech, despre realizările ei academice, științifice Nu e locul acum pentru și asta, despre cred. calitățile sale analitice, pentru că mie îmi place această tăietură diamantină, știi, a minții tale. Noi ăștia mai lirici, mai filozofi, care ne pierdem în epitete, adjective și metafore, uneori suntem uimiți de această precizie juridică a categoriilor pe care le folosești. Foarte bună această introducere. Vreau doar să salut prezența alături de noi, în doar câteva secunde vreau să fac asta. Alături de noi este și scriitorul Gabriel Purcăruș, pe lângă celălalt Gabriel, profesorul Gabriel Braic. Le mulțumim pentru prezență. Le spunem de asemenea bună seara tuturor membrilor clubului nostru, pe toate nivelurile de membralitate, bronz, platinum și așa mai departe. În orice caz, Părintele Tofană este foarte, foarte aproape de a se conecta. Au fost niște mici probleme tehnice și va veni în câteva minute, cred, alături de noi. Mi s-a părut foarte bună introducerea ta, însă, dacă nu te jenează faptul că voi mai face o remarcă filozofică, am să spun următorul lucru. Sunt crime și crime, oameni buni, și pentru că, nu știu de ce, Vasile Alexandrie a ales ca mitul fondator al poporului român să fie mitul Mioriței. Aș vrea să vă gândiți la faptul că acest ciobănel, adică păstor, vreau să spun, da, din Miorița, el moare într-un spațiu extrapolitic.
V-ați gândit la asta? Că el urmează să fie ciopărțit și mărunțit de către dușmani într-un spațiu care nu are instanță de apărare? V-ați gândit că protagonistul din Miorița, repet, discurs fondator despre națiunea română, da? Asta se spune în școală cel puțin, că Miorița reprezintă un discurs identitar fondator pentru neamul românesc. Dar cel care moare acolo, în discursul acesta, în narațiunea noastră folclorică, el moare într-un spațiu extrapolitic, non-civilizațional. El nu are parte, nu are șansa unei apărări. El nu are drept la replică. El nu poate să acuze ori să recuze. El nu poate să facă apel la un avocat. El nu poate să invoce articole de lege. De ce? Pentru că acest plai pe o gură de rai, această câmpie, ea a apărut înaintea cetății. Noi nu suntem încă în discursul acesta mitologic despre ciobănași, în zona istoricității a unei experiențe de tip politică a comunității. E foarte importantă precizarea. Nu orice crimă, da, e calificată la fel, deși rezultatul e identic. Pentru că și ciobănașul moare, și Isus moare. Dar Isus moare în condițiile în care cei care participă la crimă propun construcția unei civilizații. A unei civilizații bazată pe noțiunea de dreptate, ca fiind noțiune centrală a filozofiei stoice, bineînțeles, a filozofiei platonice și așa mai departe. Pentru Platon, apropo, dreptatea, dikaiosyne, în Republica, puteți găsi asta, e virtutea centrală a cetății. Noi construim cetăți, zice Platon, și pe urmele lui Cicero, noi construim cetăți ca să împărțim dreptatea. Scopul fundamental pentru care noi părăsim viața la țară, da? A lui Topârceanu sau mai știu cui, dar și a acestui păstor, nu? Care este ucis de cei doi colegi de-ai săi. Scopul fundamental pentru care noi părăsim lumea aceasta agricolă și îmbrățișăm lumea cetății, spațiul cetății, este pentru că în cetate, cel puțin ni se sugerează, vom avea parte de statul de drept, vom avea parte de o justă distribuire a dreptății, care alminteri este arbitrară, care este accidentală, care este aleatorie și care este până la urmă absentă în spațiul extracivilizațional. Extramuros, nu-i așa? Nu există dreptate. Deci ăsta e paradoxul, că în plină construcție culturală, politică, filozofică și civilizațională, romanii ajung să fie părtași la o crimă. Mă opresc aici și îți dau cuvântul mai departe. De ce spuneam la început, cine l-a ucis pe Isus? Roma, Atena, Ierusalim? Roma ne-a dat statul de drept, Atena cultura și Ierusalim ne-l-a dat pe Isus Hristos, ne-a dat creștinismul. Da? De aceea vorbim de cei trei piloni ai civilizației occidentale. Și așa cum spuneai tu, dacă Roma ne-a dat statul de drept, ei bine, o să vedem ce se întâmplă cu acest stat de drept, sau mai bine spus, ce se întâmplă cu regula de drept. Cu ce o substituie Pilat? O să vedem că o substituie cu o cutumă a evreilor. Bun, am văzut cine sunt judecătorii și acum trecem mai departe la procese. În primul rând vorbim de procesele, aș vrea să prezint un picuț procesele religioase. Dacă vorbim de procesele religioase, trebuie să știm că ne referim la cele care au avut loc în fața lui sau înfățișările în fața lui Ana, Caiafa și Sinedriu. Și aici vorbim de drept procesual și drept substanțial sau drept material. Dacă vorbim de dreptul procesual, o să vedem că sunt câteva vicii sau vicii serioase de procedură, iar dacă vorbim de dreptul substanțial, trebuie să știm ce lege a fost aplicată procesului lui Hristos în fața evreilor sau iudeilor. Și anume, legea, cum vă spuneam la început, legea mosaică și legea talmudică, care nu era altceva decât comentarii la legea mosaică. Legea, de altfel, legea mosaică era cumva considerată Constituția sau legea fundamentală a evreilor.
Trebuie să știți că din punctul de vedere al accesului la funcția aceasta de judecător, membru în sinedriu, regulile evreilor erau foarte clare, foarte precise. Și anume, trebuia să fi fost sau să fii imparțial, să nu fi avut niciun conflict, nicio relație de prietenie cu cel pe care îl vei judeca. Apoi, să fi avut experiență, să fi trecut prin tribunalele din provinciile din jurul Ierusalimului până ajunge la Ierusalim, în Sinedriu. Apoi, să nu fi avut niciun defect mental, fizic și moral, adică integritate. Numai că, din păcate, așa cum v-am demonstrat probabil deja, vedem că membrii Sinedriului sunt afectați sau au această integritate afectată, integritatea morală. Ei toți sunt corupți. Și istoria demonstrează că, cel puțin în familia extinsă a lui Ana, toți își cumpărau funcțiile sau locurile în Sinedriu. Culmea este că faptele lor penale rămâneau nejudecate și erau cumva acoperite, da, cu dare de mită, cu trafic de influență. Ei bine, în această manieră, ei își mențineau locurile în Sinedriu. Deci iată cine l-a judecat pe Iisus Hristos, iată cine a avut acces în Sinedriu, acești oameni corupți. Referitor la imparțialitate, aceasta este cea mai evidentă încălcare a regulii de procedură în procesul lui Hristos, pentru că v-aș ruga să vă uitați în Matei, capitolul 23, unde, după intrarea lui Isus în Ierusalim, la un moment dat spune că Isus mustră pe cărturari și farisei. Pe cine-i mustră? Și să vedeți cum îi mustră Isus Hristos. Tocmai pe cei care au produs o acuzație împotriva lui. Tocmai pe cei care s-au gândit să-l judece pe Iisus Hristos. Deci, conflictul acesta deschis între Iisus Hristos și judecătorii săi în procesul religios este încălcarea regulii de imparțialitate, practic motiv pentru care am putea să spunem că hotărârea sau verdictul dat de autoritatea religioasă de Sinedriu este un verdict lovit de nulitate. Deci iată că regulile acestea, până la urmă, din dreptul roman referitoare la proces, regăsim reguli de procedură și în legea mozaică. Ce se întâmplă mai departe, odată ce Iisus dezvăluie toată corupția fariseilor? Dacă veți citi cu atenție când veți avea timp, Matei 23, în acel moment, practic, membrii Sinedriului iau foc. Ei devin inamicii înflăcărați al lui Iisus Hristos. Bun. Un alt element care duce la concluzia de încălcarea regulii de imparțialitate în procesul lui Hristos este faptul că Sinedriul sau fariseii s-au întâlnit înainte de procesul lui Hristos de 3 ori, când ei au pus la cale condamnarea lui Iisus Hristos. Adică înainte de a avea loc procesul, judecătorii s-au întâlnit și au și dat verdictul. Fără să-l fi judecat, au stabilit că este condamnat. Și vă rog să vă notați acolo ca referințe biblice, Ioan, capitolul 7, versetele 37-35, în anul 29 după Hristos, cu ocazia sărbătorii corturilor, fariseii și preoții decid să trimită aprozii după Iisus Hristos, pentru că se convertiseră foarte mulți iudei. Era deja pusă în pericol autoritatea lor și aprozii se întorc la preoți și la farisei cu mâinile goale. Nu-l au pe Iisus Hristos cu ei. Și consemnează Ioan următoarele.
Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Ei au ascultat la discursul lui Iisus Hristos. Și fariseii le-au răspuns, doar n-ați fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Acei aprozi erau de fapt și informatori sau spioni. Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. E, iată o frază cheie, vă rog să vă notați, pe care o rostesc fariseii cu ocazia primei întâlniri înainte de procesul lui Hristos, și anume, dar norodul acesta, mulțimea care nu știe legea, este blestemat. Iată ce se întâmplă, o să vedem ce se întâmplă când mulțimea nu știe legea. Este ușor de manipulat. Bună seara, domnule profesor Tofană. Da, bună seara, vă ascult de câteva minute, nu de multe, că n-am reușit să intru până acum, nu știu din ce motiv. Ispitele. Eram o persoană, de fapt, neautorizată pentru meeting-ul ăsta, așa nu plătisem, probabil, înainte. Am înțeles. Dar vă ascult, nu știu ce ați spus înainte, dar vă ascult cu atenție și după aceea o să avem un dialog. Mulțumesc. Și cu ocazia acelei, tot Ioan consemnează în capitolul 7 întrebarea pe care o pune Nicodim, eu am spus o întrebare de 10 puncte, pentru că este o întrebare pe care el o adresează înainte de proces și ne dezvăluie deja vicile acestui proces. Legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? E, iată că Nicodim sesizează încălcarea legii de procedură, lipsa imparțialității. Și această regulă de procedură deja a fost încălcată prin acea întâlnire. Urmează a doua întâlnire, în anul 30 după Hristos, la învierea lui Lazar, după cum vă spuneam, întâlnirea este consemnată tot de Ioan în capitolul 11, versetele 41-53 până la 53, când s-au dezbătut atunci în cadrul acelei întâlniri rapoartele cu privire la minunile pe care le-a făcut Iisus în regiune. Și la un moment dat, ne spune Ioan, unul din ei, Caiafa, care era marele preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Iată a doua întâlnire în care, fără proces, Iisus deja este condamnat la moarte de Sinedriu. Și a treia întâlnire are loc cu câteva zile înainte de Paști, la Palatul lui Caiafa, unde se decide să fie practic arestat și executat cât mai curând. De fapt, Iisus prezenta pentru toți membrii Sinedriului o amenințare. De ce? Pentru că el propovăduia iubirea aproapelui și a dușmanului. Ei bine, fariseii vom vedea cum folosesc ura, da, opusul iubirii, împotriva lui Iisus Hristos. Apoi Iisus vorbea de iertarea păcatelor. Cum? Prin căință, fără vreo plată a taxelor, fără sau fără un sacrificiu al vreunui animal, al vreunei păsări. E bine, înseamnă că afecta interesele economice și financiare ale lor. Deci iată câte interese erau în joc. Și apoi sigur că s-a pus problema, domnule, ce se întâmplă că atât de mulți oameni se convertesc? Adică ce se întâmplă? Are el așa autoritate, are el așa putere încât să se convertească atâția iudei, atâția evrei? Bun, și acum să vedem vicile de procedură în procesul religios. Dacă veți citi Evangheliile, veți vedea că Iisus este înfățișat noaptea, înaintea lui Ana și înaintea lui Caiafa. Vorbim de o reținere în timpul nopții, vorbim de înfățișere în timpul nopții, vorbim de judecată în timpul nopții, vorbim de lipsa unei plângeri sau unei acuzații propriu-zise. Acuzația era de blasfemie, cum am arătat și cum este consemnat în Biblie, numai că lipsește o veritabilă plângere, un act de procedură care ar fi trebuit să declanșeze procedura. Apoi vorbim de termene de procedură foarte scurte. Vedem că în fața lor
celor care le-au judecat, au judecat procesul religios. Iisus nu are o veritabilă apărare, iar autoincriminarea nu putea să stea la baza unei condamnări, nu era suficientă pentru condamnare. Îi lipsește apărarea, da? Iată un alt viciu, lipsa apărării. Locul pronunțării nu este sala, cred că se chema sala pietrelor din templu, ci este Palatul lui Caiafa și în Evanghelie la un moment dat se menționează că au așteptat până când a venit dimineața să intre în sala pietrelor. De ce? Pentru că, pe de o parte, era sărbătoare și n-ar fi putut să fie să aibă loc nicio judecată. Pe de altă parte, în afara sălii pietrelor nu puteau să se, nu putea să fie dat vreun verdict, căci dacă era dat verdictul ar fi fost lovit de nulitate. Apoi vorbim de un gest pe care l-a făcut marele preot și a aruncat hainele în timpul sabatului când a fost judecat, când a fost condamnat Iisus. Și acest gest este cumva interpretat din nou ca o lipsă de imparțialitate pentru că a influențat Sinedriu cu acest gest. Pe de altă parte, era interzis acest gest în timpul sărbătorii. Și în fine, un alt viciu de procedură, din punctul de vedere al legii mozaice, era votul din Sinedriu, un vot considerat neregulat pentru că au absentat sau au lipsit Iosif și Nicodim, din câte știm. Și sigur am arătat deja antepronunțarea pe care a dat-o Caiafa deja înainte de proces. Acum, din punctul de vedere al dreptului material, în fața Sinedriului acuzația a fost de blasfemie. Și din câte am văzut comentatorii procesului lui Hristos, nu spun foarte multe despre temeinicia acuzației de blasfemie. Am văzut că există trimiteri, probabil că nu i-a interesat foarte mult de fondul procesului, existând atât de multe vicii de procedură. Iar noi în drept avem acest dicton că forma bate fondul, deci până să ajung la o judecată pe fond, la o verificare pe fond, trebuie să verific regulile de procedură. Ei bine, comentatorii au analizat și au constatat că sunt vicii de procedură. Dar revenind la blasfemie, pare să că cei care susțin această acuzație de blasfemie fac trimitere la Deuteronom 13:1 până la 5, care are titlul marginal în Evanghelie, în Vechiul Testament, pedepsirea prorocilor mincinoși. Deci, cumva, temeiul legal al blasfemiei pentru cei care, pentru comentatori, s-ar găsi în Deuteronom 13:1-5. După acest proces religios sau înfățișări, cum vă spuneam, sunt mai degrabă înfățișări decât un veritabil proces, verdictul este vinovat, dar am văzut deja că verdictul fusese dat înainte ca Iisus să fi fost înfățișat, să fi fost respectate regulile de procedură. Bun, după acest proces religios, are loc, și proces religios care cred că ați reținut a fost guvernat de legea mozaică și legea talmudică, trecem în dreptul roman, deci de la Ierusalim trecem înspre Roma, procesul în fața jurisdicțiilor romane. Aici vedem că evreii îl trimit la Pilat, Pilat îl trimite la Irod, Irod îl trimite din nou la Pilat. Deci acestea sunt cele trei înfățișări. Acum, cu privire la procesul din punctul de vedere al dreptului roman. Acuzația pe baza căreia a fost adus Iisus, sau înfățișat Iisus înaintea lui Pilat, a fost Lex Iulia Maestatis din 48 înaintea erei noastre, înainte de Hristos. Era considerată o ofensă adusă autorității imperiale prin faptul că el susținea că este un împărat, că este un rege, că are autoritate. În acea vreme, după cum vă spuneam, exista această regulă a toleranței religioase, iar Roma avea puterea de a guverna, de a reglementa religiile care cumva erau, cum spunea Mihai, subversive.
Libertatea religioasă era atât de mare încât nu se accepta să se aducă atingere vreunei alte religii care se practica în mod legal într-o anumită zonă sau într-o anumită regiune din Imperiu. Am putea să spunem aici dacă, sau să ne întrebăm dacă cumva Pilat a judecat creștinismul. Este doar o întrebare. Nu a judecat creștinismul, l-a judecat până la urmă pe autorul sau întemeietorul creștinismului. Procesele lui Hristos în fața jurisdicției romane se derulează în timpul domniei împăratului Tiberius, iar Tiberius, trebuie să știți, așa cum am spus la început, în perioada lui Tiberius sau domniei lui Tiberius, era o practică în întregul imperiu, și anume să fie utilizat sau să fie folosite veritabile clase sau rețele de informatori, de tractori. Practic se înscenau procese la comandă pe bandă rulantă, pe baza cărora erau condamnați și executați oameni, și nu doar bărbați, ci și femei. Psihologii explică cumva această cruzime a lui Tiberius față de femei prin prisma relației deteriorate pe care a avut-o cu propria soție. Iată influența pe care o poate avea o căsătorie, da, în sfera noastră de activitate, echilibrul care există într-un cămin, într-o familie, într-o căsnicie, acel echilibru interior care se poate reflecta în activitatea noastră. Și pare să că Tiberiu era un bărbat, pe lângă faptul că era corupt, era un bărbat destul de slab, și din nou revin cu câteva mențiuni din istorie, care atestă promiscuitatea lui, abuzurile sexuale, pedofilia. Deci iată cine guverna, cine conducea imperiul în acea perioadă. Dar de unde vin aceste acuzații, doamna profesoară, că suntem obligați să fim și noi avocații lui Tiberiu post-mortem? Adică ce izvoare ar fi pentru asemenea indicii? Păi consemnează, din câte am citit eu, sunt în istorie consemnate câteva astfel de fapte sau de acțiuni ale lui Tiberius. Acum, din ce surse am avut eu în mod indirect, nu direct, da? Tot ceea ce vizează personajele acestea implicate sau persoanele implicate în proces și cei care conduceau, vorbim de Tertulian, vorbim de Origen, vorbim de, cum vă spuneam, de Ambrozie, vorbim de Eusebiu. Deci sunt câțiva care au consemnat toate aceste aspecte sau, în fine, tot ceea ce ține de personalitatea conducătorilor romei. Acum, doar ca să te ajut și să completez, nu că n-a fost o întrebare capcană, a fost realmente o întrebare tehnică pentru decadența oricum bine cunoscută a împăraților. Asta am vrut să spun. Realmente asta trebuie spus, da? Deci imperiul inaugurează, cu câteva excepții, Octavian Augustus era mai conservator, mai prudent, mai degrabă mai etic, dar el își de altfel trimite fica pe Iulia într-un exil, dar și inclusiv pe Ovidiu, care era, mă rog, acuzat de pornografie, l-a trimis la Tomis, dar despre fără de legile în plan sexual mai ales ale împăraților romani a scris Suetoniu. Deci recomand cele 12 vieți ale cezarilor de Suetoniu într-o traducere excepțională în limba română, pentru a vedea că aceste acuzații, inclusiv la adresa lui Tiberiu, sunt într-adevăr fondate pe discursul nu creștin despre împărați, că asta era important la Vinea. Nu creștinii spun despre Tiberiu că era pedofil sau despre Nero că, mă rog, s-ar fi culcat cu maică sa, ci incestul și toate aceste destrăbălări sunt documentate de cronicari din curtea imperială. Mulțumesc! Mulțumesc, Mihai! Acum revenim la procesul în fața lui Pilat. Procesul în fața lui Pilat respectă, pare să că este singurul care respectă regulile de procedură din dreptul roman. Vorbim de toate fazele care au fost parcurse și respectate de Lațiu, rechizitoriu,
i s-a adus la cunoștință faptul că este acuzat de lex maiestatis. Apoi vorbim de interogatoriu, are sau interogatio, are loc un interogatoriu. Pilat ia interogatoriul lui Iisus și este deosebit de important acest interogatoriu dacă ne gândim din perspectivă filozofică. Din perspectivă juridică, Pilat este foarte precis și îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Asta a fost acuzația. Iisus, pentru că această discuție are loc între Iisus sau în fine procesul, da? Actorii principale de data aceasta sunt Pilat și Iisus. Iisus, în apărare, excuzatio, spune următoarele. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, deci el recunoaște că este un împărat. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este aici. Și a consemnat asta Ioan în capitolul 18, versetul 36. Eu sunt împărat. Iată, recunoaște. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu, spune Ioan 18:37. Deci iată răspunsul sau apărarea lui Iisus. Din punct de vedere juridic, spune că Iisus nu s-a apărat. Asta n-a fost o veritabilă apărare. El susținea de fapt că este un împărat, dar dintr-o altă împărăție. Și a venit aici cumva ca un împărat al Universului sau un judecător, o să vedem că este vorba de inversarea a rolurilor. Judecătorul Universului este judecat de judecătorul roman. Da? Și Pilat, în acest context, în acest interogatio și excuzatio, îi pune următoarea întrebare. Ce este adevărul? Pilat și-a dat seama că avea autoritatea, dar nu avea adevărul. Și mai departe, când Iisus îi spune în fața, în timpul acestei interogatorului, când Iisus îi spune că tu ai autoritate, Pilat, mândru de el, îi spune că are autoritatea de a decide asupra vieții și morții, Iisus îi spune, da, ai această autoritate, dar n-ai fi avut-o dacă nu ți-ar fi fost dată de cineva care este deasupra ta. Și în fine, urmează absoluția sau verdictul de achitare, pentru că Pilat spune, este nevinovat, nu găsesc nicio vină. Pilat era un om extrem de inteligent, foarte perspicace, și el și-a dat seama că Iisus nu vorbea de autoritatea romană. Nu spunea că este vreun împărat care vine cu autoritate politică. De aceea nu l-a considerat sau n-a apreciat că este vinovat de lex maiestatis. Și spune asta de trei ori. Spune că este nevinovat, nu găsesc nicio vină. Comentatorii proceselor lui Hristos sau procesului lui Hristos spun că de fapt acesta este singurul proces care a respectat legea, dreptul roman. Însă sunt alții care consideră că și aici sunt câteva vicii și anume faptul că nu a avut, se arată sau se invocă faptul că n-a avut loc nicio cercetare judecătorească prealabilă, așa cum cerea dreptul roman. Numai că în cazul aplicării legii mozaice, combinat cu dreptul roman, în fața guvernatorului roman, venea deja hotărârea sinedriului care urma să fie confirmată sau revizuită de guvernatorul roman. Deci pare să că totuși nu este un viciu de procedură din perspectiva aceasta. Apoi, se arată faptul că un alt viciu de procedură ar fi că Iisus nu s-a apărat, nu i s-a dat dreptul să se apere. Totuși vedem că din interogatio, excuzatio, rezultă că Iisus a fost interogat și s-a apărat. El și-a făcut apărarea. Și, în fine, un alt viciu de procedură vizează condamnarea și anume
Hotărârea nu se putea pronunța decât într-un anumit loc, nu se putea pronunța în afara curții, nu se putea pronunța în public, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Hristos. Și ultimul viciu de procedură pe care îl susțin alți comentatori ar fi legat de faptul că un verdict ar fi trebuit dat prin așezarea pietrelor negre sau albe în urne. Ori despre aceste pietre nu consemnează nimeni în Evanghelie. Deci lipsesc referiri la jurați, la pietrele care ar fi trebuit așezate în urnă ca să confirme sau să infirme verdictul pe care Pilat l-a dat lui Isus, în procesul lui Isus. Ei, găsindu-l nevinovat, Irod ce face? Pilat îl trimite la Irod. De ce? Pentru că în ultima, după ce a dat verdictul, Pilat află că Isus este din Galileea și îi spune în acest moment, nu mai sunt eu competent, este competent Irod, pentru că el este guvernatorul Galileei. Însă guvernatorul Galilei Irod îi spune, domnule, nu sunt eu competent, pentru că ultimul act material legat de, și aici iarăși este o neconcordanță, ei susțin că este blasfemie, da? S-a produs sub jurisdicția ta. Care e ultimul act material în timp ce a fost prins Iisus Hristos în grădina Ghețimanii? Știți că este tăiată urechea unei gărzi, da? Și Iisus Hristos, în timp ce el este prins, face un ultim miracol. Îl vindecă pe acel gardian. Iată, la toate minunile pe care el le-a făcut, la toate miracolele pe care el le-a făcut, s-a mai găsit încă unul pentru care să-l trimită din nou în jurisdicția lui Pilat. Și cumva, vedeți, în fața lui Pilat are loc o inversare. Procesul începe cu trimiterea de către evrei la Pilat și se va încheia cu trimiterea de la Pilat la evrei. De ce? Pentru că după ce Irod îl trimite din nou la Pilat, ceea ce în drept se cheamă conflict negativ de competență, când o instanță spune că nu este competentă și trimite la alte instanțe litigiu, instanța următoare spune că nu este competentă nici ea, ar trebui să avem o a treia instanță care va decide cum se soluționează conflictul negativ de competență. Aici n-am avut o instanță care să soluționeze acest conflict negativ de competență, motiv pentru care Pilat ce face? După ce a dat pentru prima dată verdictul de nevinovat, da, Irod a refuzat să judece spunând că nu e în jurisdicția lui, Pilat începe să cedeze sau, în fine, se luptă, de fapt, cu presiunea mulțimilor, cu presiunea fariseilor, pentru că îl judecă încă o dată. Deci după ce Irod îl trimite în fața lui, ajunge să judece încă o dată pentru aceleași fapte, încălcându-se de data aceasta regula de drept roman, din dreptul penal, non bis in idem. Nu pot să-l judec de două ori pentru aceeași faptă. Și atunci, Pilat, arătând că este din nou, da, nevinovat, se confruntă cu propria lui conștiință și se confruntă cu manipularea maselor de către farisei. Țineți minte când vă spuneam că la una dintre întâlniri farisei au spus că mulțimea nu cunoaște legea. Ei bine, iată că acum, când pentru ultima dată Pilat îl aduce pe Iisus înaintea evreilor și le spune, dar totuși el este nevinovat, de ce vreți să-l condamn, da? Evrei, masele care nu cunoșteau legea, cu toate acestea, da? Ce fac atunci când Pilat încearcă să le sugereze că soluția pe care o dorește el este aceea de a nu-l condamna pe Iisus, masele, la presiunea fariseilor, și ne spune aici Matei 27 cu 20, preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Masele sunt cele care cer ca Iisus să fie condamnat și Baraba
eliberat. Ce se întâmplă în acest ultim proces al lui Isus? Pilat încalcă dreptul roman, alege să substituie dreptul roman cu un obicei sau cu o cutumă a iudeilor, și anume, de Paști era grațiat un condamnat. Și, pe de o parte, se substituie dreptul sau regula de drept, și, pe de altă parte, se substituie condamnatul. Un condamnat nevinovat, cum este Isus, este substituit cu un condamnat vinovat, un criminal, da? Barabas, pentru că masele cer eliberarea lui Barabas și cer răstignirea lui Isus. Deci, iată două substituiri interesante din punct de vedere teologic, filozofic și juridic. Poate că juridic nu contează atât de mult, dar din perspectivă teologică și morală. Și morală, această substituire este interesantă. Lavinia, da? ai plecat din pole position ca o mașină de Formula 1. Unii dintre noi alergăm greu după tine, suntem unii dintre noi într-o căruță, știi? Suntem în Transilvania unii dintre noi. Și te rog să mă ierți că urăsc să te întrerup, fiindcă spui atât de multe lucruri, atât de dense, încât părintele profesor Sterian Tofan a mai umplut și el 10 pagini în caietul său personal de notițe, iar ceilalți urmăritori vor să pună și ei 2-3 întrebări, fiindcă deja a trecut o oră, nu ne vine să credem, dar a trecut o oră. Părintele profesor Tofană va trebui să plece la ora 20, deci nu-l putem ține foarte mult. Și atunci, uite, propun acest mod de lucru, modus operandi, dacă se poate. Luăm 2 întrebări din partea publicului, avem și noi publicul nostru, da? Masele ne iubește, spunea cineva, un revoluționar, cred că, din Timișoara. Și după ce părintele ascultă întrebările puse de Lavinia Tech, intervine domnia sa, pentru ca tu să preiei de acolo, din punctul unde părintele Stelian lasă discuția în a doua parte. Corect așa? Eu am vrut să spun că mi-am și terminat prelegerea, ca să spun așa. Dar eu nu vreau asta! Am înțeles, doar că mi-am calculat timpul, da, și am văzut că l-am epuizat, am și terminat și acum putem să continuăm discuțiile. Pentru că părintele profesor va veni cu o abordare teologică. Exact. Atunci, până la prezentarea părintelui Tofană, aș vrea să luăm rapid una sau maxim 2 întrebări pentru doamna profesoară Tech. Vă rog, dragi colegi, dragi prieteni. Bună seara, dacă îmi permiteți, aș vrea să salut pe doamna Lavinia Tech. Da, bună seara. Vă rog să vă prezentați. Eu nu vă văd. Mă numesc Diana Filoti. Vreau să vă felicit și pentru această prezentare, ca și pentru cea pentru Brave New World. M-ați convins să recitesc cartea, între paranteze fie spus. Dar revenind la discuția din această seară, am notat, exact cum spune și Mihai, am notat foarte mult, mai ales că nu sunt jurist de profesie, și atunci să pun o întrebare din perspectiva profanului, care este foarte posibil să nu aibă proprietatea termenilor pe care îi folosește. Deci am început cu această clauză de exonerare, să spun, a responsabilității. Ați spus că Pilat avea jurisdicție civilă și nu numai, fiind reprezentantul puterii. Când a existat acel conflict negativ de competență, când a fost trimis Iisus de la evrei la romani, de la romani la evrei, cine sau ce entitate ar fi putut să joace rolul unei curți de casație, să zicem, care să vină să spună, pe baza viciilor de procedură, sau nu știu, constatăm că forma, fondul nu justifică. Nu putea, nu exista o astfel de instanță care să soluționeze conflictul, acel conflict de negativ de competență. De fapt, ar trebui să vedem această soluție la care a apelat Pilat, să o vedem legată de spălarea pe mâini. Pentru că el de 3 ori a spus că este nevinovat. Dar în momentul în care a fost amenințat cu cezarul, da, asta i s-a reproșat, vezi că este subminată puterea cezarului, vezi că te vom pârâ, ești la mâna noastră, în acel moment, ăla este momentul de slăbiciune pe care l-a avut Pilat. I-a fost teamă ca nu cumva să fie decredibilizat în ochii lui Tiberius. Și atunci
S-a gândit, de aceea vă spuneam, este, istoria consemnează că Pilat a fost un om deosebit de inteligent, perspicace și el știa foarte bine cum să jongleze cu dreptul. Și atunci ce a spus? A, da, stai un picuț, am găsit un motiv pentru care să nu-l judec eu, să nu dau eu, să n-ajung eu să-l condamn la moarte. Simțea presiunea care venea din partea fariseilor, da? Și s-a agățat de acest motiv. Din păcate, motivul acesta nu a ținut în fața lui Rod, care se pare că și el era destul de bine pregătit din punctul de vedere al regulilor. I-a spus clar, actul material, ultimul act material, este pe teritoriul tău. Deci mai degrabă ar trebui să vedem acest subterfugiu al lui Pilat din această perspectivă sau în această lumină. Și am uitat să mai dau un amănunt extrem de important, mi se pare mie, pentru că tot ce apare menționat în Biblie trebuie să, toate detaliile au relevanță într-un anumit context, timp, loc. Și anume, în momentul în care Pilat dă verdictul sau este chemat să dea verdictul în procesul lui Hristos, soția lui trimite un bilețel. Am avut un vis azi noapte. Ai grijă să nu te atingi de acest om, rezultat că este un om nevinovat. Deja Pilat, care pare să că o iubea foarte mult pe soția lui, avea o relație deosebită. Deci dacă mama Claudiei n-a avut o relație bună cu soțul ei, da? Ei, Claudia a avut o relație bună cu Pilat. Pilat o iubea atât de mult încât a fost cumva influențat, cred eu, de soția lui. Și pe lângă asta, cu siguranță a fost acea lumină pe care eu cred că a primit-o în momentul procesului. Dar vedeți, este exact ca astăzi. O slăbiciune. Ce fac? Îmi păstrez locul, fiindu-mi afectată integritatea, da? Sau îmi păstrez integritatea, fiindu-mi afectat locul sau poziția pe care o am, nu știu, un loc de muncă, în societate. Da? Deci, eu cred că așa trebuie văzut. Deci, din punctul de vedere al dreptului roman, nu aveam atunci vreo instanță care să soluționeze acest conflict de competență. Este 19 și 15 minute. Văd că Denisa Vlad vrea să intervină scurt și apoi pasăm microfonul părintelui Tofană. Bună seara, numele meu este Denisa Vlad și vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea din această seară. Personal mă simt foarte îmbogățită, ne-ați oferit o comoară de înțelepciune. Întrebarea mea cred că ar fi puțin mai tehnică. Ați menționat faptul că Pilat a ajuns guvernator cu ajutorul soției sale Claudia, însă cum putea în general un roman să ajungă guvernator? Păi am spus că era căsătorit, s-a căsătorit cu Claudia Procula, fata lui Tiberius. Și aceste relații, trebuie să știți că relațiile personale, probabil că vă aduceți aminte, chiar dacă n-ați văzut filme, nu știu, poate, hai să vorbim... istorice. Da, istorice. Alianțele familiale, relațiile personale stăteau la baza promovării în ierarhii, în demnități, în funcții. De aceea spun că Claudia Procula a fost cea care cumva a contribuit la cariera, da, la dezvoltarea carierei lui Pilat. Și el provenea dintr-o familie de nobili, dar totuși statutul soției era mult deasupra statutului lui Pilat. Și atunci aceasta este o explicație din acest punct de vedere. Mulțumim foarte mult. Probabil că există și un cursus honorum pe care un guvernator în lumea romană îl parcurge ca să ajungă atât de departe. Erau mai multe provincii, conta și unde te duceai. E ca și cu postul de ambasador. Poți să fii ambasador în Republica Dominicană, dar mulți râvnesc la Statele Unite și acolo, deși statutul este identic și remunerația pare să fie identică, imaginea se schimbă. Mă întorc acum spre părintele Stelian Tofană, care nu mai are nevoie de absolut nicio prezentare, însă dați-mi voie, părinte profesor, să spun doar atât. Ieri seară ne-ați făcut o excepțională descriere a tensiunilor din interiorul
să spunem, iudaismului, da, ca mișcare religioasă definitorie pentru acea epocă. Ne-ați vorbit despre diferitele facțiuni din templu, ne-ați vorbit amplu timp de aproape 3 ore și ați captivat un public foarte larg, de altfel sunt aproape 10.000 de persoane care v-au urmărit în total în ultimele 24 de ore. Felicitări! Acum o să vă dau microfonul, nu înainte însă de a anunța pe cei care ne urmăresc pe YouTube, că transmisiunea noastră acum se încheie pentru partea aceasta a doua a dialogului. Toți cei care doresc să fie în discuția cu noi o pot face în secunda aceasta chiar, pentru că pot să intre pe marilecărți.ro să se aboneze cu abonamentul bronz eventual și în următoarele 15 minute pot să primească linkul la această platformă Zoom. Le mulțumim pentru faptul că ne-au urmărit și acum eu dau microfonul.